Leul moldovenesc se apreciază în raport cu euro-dolarul și leul românesc. În același timp, rubla rusească și hrivna rămân neschimbate. Astfel, moneda unică europeană se ieftinește cu 10 bani și are o valoare de 19 lei și 28 de bani. Mai ieftin este și dolarul american. Pentru acesta, Banca Națională a Moldovei a anunțat o cotație de 17 lei și 82 de bani, în scădere cu 3 bani. Leul românesc va costa 3 lei și 87 de bani sau cu 3 bani mai puțin. Hrivna ucraineană își menține prețul de 46 de bani și rubla rusească valorează în continuare 19 bani.